Bună ziua, dragii mei telespectatori! Bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului, pentru distribuire și pentru comentarii. Voi menționa doar câteva nume care le țin așa în minte, nu le-am notat. Florica Perca, Gabriela Gabi, Hongeru Angelica, Fete Frumoase, Mariana Gabriela și Mariana Bloj. Sunt mai multe, dar nu rețin numele, n-am avut timp să le notez, dar oricum vă iubesc, vă îndrăgesc și vă îmbrățișez cu drag a voastră Laura. Țineți-o tot așa, să devenim o comunitate mare, să ne facem mai auzite. Și acum să încep. Ieri ce am văzut, Mariana a cam plâns toată emisiunea. Ea a spus că s-a supărat pe Nikos, că a atacat-o cu anumite afirmații. După părerea mea, Nikos chiar a pus punctul pe i. Mariana, după părerea mea, pare o fată care își dorește să roiască toți băieții în jurul ei, iar ea să-i flituiască pe toți. Ceea ce nu este corect, asta înseamnă că ești o femeie arogantă, o femeie rea, o femeie care vrei decât să fii admirată și să umilești băieții din jurul tău. Dar în situația asta nu vei face altceva decât vei rămâne singură, toți băieții din jurul tău vor fugi de tine. Părerea mea că tu ai o frustrare dinainte, că pe tine te-a bușit plânsul în momentul când ți s-a spus că ești rea. Tu ai sechelele astea, după părerea mea, afirmația asta ți s-a mai spus de nu știu câte ori, părerea mea, că prea te-a deranjat. Tu vrei să pari fata aia cu minte și nevinovată, dar tu de fapt ești o fată foarte arogantă și cu foarte multe ifose în cap. Și asta nu denotă decât că ești o femeie rea care vrei decât să umilești băieții din jurul tău. Părerea mea că tu ai o frustrare și ți s-a adus iar la cunoștință că ești o fată rea. Nu vreau să cred ce se spune că persoanele cu buzele subțiri sunt rele, răutăcioase și obraznice. Ce-am văzut la tine până acum, cam asta ai dat dovadă. Nu știu de ce, tot timpul, cum se apropie un băiat de tine, tu trebuie să fii arogantă, fițoasă și după aceea te superi dacă vezi că nu se mai apropie de tine. Nu faci altceva decât prin comportamentul tău să ne arăți că ești o persoană falsă, că ești înfumurată și că nu ești de atins. Draga mea, foarte urât din partea ta, se întâmplă să fie femei foarte frumoase și nu numai femei, și bărbați foarte frumoși și în momentul când deschid gura și le vezi comportamentul, să fugi de ei ca dracu de tămâie. Asta se cam întâmplă la tine. Tu de asta ai început să plângi, pentru că ți s-a arătat adevărata ta față. Și băieții deja s-au plictisit de ifosele tale și de figurile tale. De asta tu n-ai putut să te mai stăpânești. Să nu-mi spui mie că doar din cauza lui Nikos. Nu, pe tine te-a atins acolo și ai văzut că majoritatea băieților nu mai te vor și că nu te mai plac. Și aici ți s-a dat arama pe față și mai mult ca sigur ce ți s-a întâmplat ieri în casă, ți se întâmplă și afară. De asta e și frustrarea asta, că tu vrei ca toți bărbații să cadă jos la picioarele tale. Nu se poate așa ceva, poți să fii tu top model. În momentul când nu știi să vorbești, nu neapărat trebuie să faci cuplu, că ai spus că ce dacă nu-mi place de ei, acum mă atacă. Nu, dar trebuie să fii dulce, trebuie să fii cu minte, nu să ai tonul ăla de femeie răutăcioasă. Că tu spui că voi ați văzut vreo femeie rea cum acționează, dar de unde știi tu? Să înțeleg că tu știi, să înțeleg că tu ești o femeie rea,
foarte urât. Mariana, din punctul ăsta de vedere, pentru mine ești decât o persoană foarte rea, cu foarte multe fumuri în cap. Și dacă o ții în ritmul ăsta, crede-mă că niciun băiat nu va sta cu tine. Asta e părerea mea, dragii mei telespectatori, care nu sunteți de acord cu mine, lăsați-mi comentarii. De bun simț, dați dovadă că sunteți educați. Restul, sunt de acord sau un like. Deci, într-un cuvânt, nu îmi place de Mariana cum se comportă cu băieții. Hai, cu unul, cu doi, dar chiar cu toți tu ai ceva și trebuie să-i faci să se simtă ultimii oameni? Foarte urât din partea ta, Mariana. Ce-am mai văzut? Am văzut Achebono și cu David. Foarte frumos, mi-a plăcut, se luptă pentru dragostea Andradei. Asta ar trebui să vedem într-o emisiune Puterea Dragostei, cum băieții se luptă frumos, civilizat, pentru dragostea unei fete. Mi-a plăcut la nebunie. Apropo, Achebono. Zilele astea te-am tot criticat pe comportamentul tău. Ieri ai dat dovadă că poți să fii un bărbat educat, cu bun simț, cu fericire pe chip, fără să fii ranchinos, fără să fii răutăcios, fără să jignești. Ieri, din punctul meu de vedere, ai fost un exemplu de bărbat. Tare aș vrea ca așa să-ți fie comportamentul pe toată perioada care vei sta în casă. Nota 10 pentru ieri, Achebono, ai fost numărul 1 în casă. Ai fost sufletul petrecerii. V-ați jucat, ai făcut și apropieri către Andrada. Asta trebuie să vedem în Puterea Dragostei. Nu bătăi, nu înjurături, nu răutăți. Bravo ție! Deci ne-ai dat dovadă că poți să fii și un bărbat cu bun simț. Ce-a mai văzut? Doamna Cristina Mihaela Dorobanțu, prezentatoarea, se implică foarte mult, intră de foarte multe ori în emisiune. Asta nu e decât aprecieri, laudă la adresa ei, se vede cu ochiul liber că se implică și îi place ce face. Bravo, bravo, bravo! Mă bucur pentru dânsa, sper să o țină tot așa, sper să ajungă la un nivel foarte înalt și să fie dorită de toată lumea. E un pic mai greu după doamna Mantea să vină cineva, va avea, părerea mea, dublu de muncit, dar Cristina este pe drumul bun. Bravo, bravo, bravo! Jos pălăria, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Ce am văzut? Am văzut că s-au jucat cu făină, frumos, chiar foarte frumos. Achebono a fost spiridușul petrecerii, dar ce-am observat? Cristian Comănici nu se joacă, la fel ca sora lui. Oare și el își ia machiajul? Nu știu ce se întâmplă. Copiii ăștia n-au simțul ăla de copilărie, n-au spiritul Crăciunului, cum spun eu. Nu se joacă, nu sunt decât să certe. Atât. Să fie aroganți, înțepați și să se ia de cei din casă. Închid subiectul că deja sunt sătulă de sora lui cât am vorbit. Văd că și el e același caracter. Mergem mai departe. Alexandra. Alexandra are o frică și pe bună dreptate că băieții îl vor influența pe Găbiță în privința ei, cum au făcut și cu Mihai. Părerea mea, Găbiță este un bărbat destul de asumat, are o vârstă destul de înaintată, 31 de ani, cred că are destulă judecată încât să vadă diferențele și caracterul Alexandrei fără să fie ajutat de cei din jur, prieteni, să le spun în ghilimele. Cred că mai mult ca sigur că își va da seama și de caracterul Alexandrei și va ști să deosebească binele de rău. Cred că nu are nevoie să fie influențat și nu se lasă influențat, chiar dacă băieții vor spune
multe și nevrute, el cred că nu o să aplece urechea și o să ne demonstreze că este un bărbat matur, cu o judecată corectă și o să facă exact ceea ce simte. Deja că, sincer, eu nu-l văd pe Găbiță, nu o să-i mai spun Găbiță că mi se pare prea, prea băiețel, pe Gabi, nu o să-l văd pe Gabi să facă cuplu cu Alexandra. Știm destul de bine că lăutarii, în general, au niște pretenții la femei, cu un trecut curat. Alexandra mai are și obligație față de copilul pe care îl are. E un pic mai greu să cred că Gabi ar vrea să facă cuplu cu Alexandru. Mai repede l-aș vedea pe Nikos, care este un bărbat cu mai puține pretenții și principii de viață. El cred că ar accepta, mai ales că a avut o copilărie un pic mai nefericită, și cred că ar accepta să crească și un copil dacă femeia de lângă el este ok din punctul lui de vedere și dă respectul necesar. Cred că este asumat să-i crească și copilul. Gabi, nu-l văd să-și asume atâtea responsabilități, nu de alta, nu că putere financiară, e vorba de principiile de acasă primite. Acum Dumnezeu știe, vom vedea pe parcurs ce se va întâmpla. Părerea mea că nu se potrivesc niște la caractere, vom vedea. Nikos are dreptate, ei doi, Alexandra și cu Nikos, ar fi făcut un cuplu de minune, dar Alexandra se ține tare de moment pe poziție, nu își înșală prietena. Și bravo ei, onoare ei, dacă merge tot pe linia asta. Asta dă dovadă că este o fată cu mult bun simț și că își respectă prietenii și oamenii din jurul ei. Mă bucur pentru ea. Ce-am mai văzut? Am văzut că Nikos, după toate afirmațiile care le-a făcut către Mariana, a avut curajul și a călcat iar orgoliu și s-a dus și a cerut iertare de la Mariana în Camera Roșie. Până la urmă am păcat-o. Sper ca această domnișoară să înțeleagă că prin comportamentul ei irită toți băieții și fac oarecum să se simtă flituiți și umiliți. Nu este ok, părerea mea, și deja dacă încă o dată mai îl respinge pe Nikos și iar face ifose și aere de mare vedetă, cred că va rămâne singură, cum a rămas și Ligi din sezonul 2. Nu știu de ce, am eu impresia că se cam aseamănă la caractere, vor să pară ceea ce nu sunt. Asta e părerea mea. Dragii mei telespectatori, într-un cuvânt, emisiunea este la început. Nu, încă mai avem amintiri cu cei din sezonul 2, dar și cei din sezonul 3 promit că e una, cred că o să ne atragă încet încet. Am văzut că nu mai sunt foarte mulți telespectatori care urmăresc această emisiune. Eu zic că într-o lună cuceresc iar o mare parte din telespectatorii Puterea Dragostei din sezonul 2. Acum închid, mă grăbesc foarte tare, mâine plec la mare, nu știu sigur dacă o să mai pot face vlog de acolo. Plec aici la noi, la Mamaia, deci nu se mai pune problema internetului ca la greci, dar să vedem cu timp. Acum vă doresc o zi frumoasă, vă pup cu drag, a voastră Laura. Ne vedem mâine, dacă se poate. La revedere!